Haideți să vedeți efectul mașinilor asupra unui oraș mic. Nu doar orașele mari au de suferit. Ca idee, eu am copilărit în orașul ăsta și s-a schimbat drastic de când au apărut 11.000 de milioane de mașini. Știți ce a făcut primăria? Exact, au făcut parcări, mă rog, parcări din astea la Oha, așa. Asta e aici, parcare. Să zic că sunt parcări. Au defrișat tot ce înseamnă verde să facă parcări. Aici parcări, mă rog. Aici parcări. Acolo în spate nu era nimic, era verdeață. Parcări acum. Aici parcări iară. Acolo în spate iară parcări. Aici parcări. Aici parcări au. Aici parcări. Pe strada de mai spate au. Efectiv au făcut dintr-o bandă, au făcut parcări. Aici parcări. Aici parcări. Și nici nu-s destule. Și nici nu vi le-am zis pe toate până acum. Nici nu-s destule și toți sunt parcați în pula aia pe margini. Uite cum stau acolo, aici. Cu aia e, când eram eu mic, cât am copilărit eu aici, era orașul ăsta foarte frumos, foarte verde. Aici, uite, pe mijloc, era gard viu frumos. Nu cu aia, au trebuit să defrișeze tot, toată verdeața. Aici parcări. Parcarea asta de aici nu e de la Peni. Parcarea de mai în spate e de la Peni. Și tot sunt mașini parcate pe banda întâi. Acolo parcări. Și mai sunt parcări și după blocul ăla. Stați că n-am terminat încă, nu? Uite, acolo parcări. Să împac pula în ele mașini. Aici parcări. Asta e parcarea de la Profi. Uitați că încă n-am terminat, pe străduța aia de acolo, uitați, străduța aia, parcări. Hai că mă bag pe străduță să vă arăt. Aici parcări. Aici nu erau parcări. Și în spate la țeava asta de gaz, erau salci din astea foarte multe. Și verdeață, frumos, pula, acum. Aici parcări. Aici erau grădini mari, frumoase, verzi, parcări, acum. Aici, iară, grădini cu gard viu. Acum, pula. Acolo în spate, parcări. Aici, parcări. Stați că n-am terminat. Credeți că am terminat? Nu, n-am terminat. Aici, parcări. Mașini peste tot. Mașini peste tot. Peste tot numai mașini. Aici, pe străduța asta, până în capăt, acolo, parcări. Aici, parcări. Aici, parcări. Acolo parcări. Aici parcări. Coaie, stați că n-am terminat. N-am terminat, stați așa că mai am. Mai am să vă mai arăt niște parcări. Oraș mic, coaie, oraș mic într-o zonă defavorizată. Acolo parcări. Uite câte mașini sunt și pe acolo. Acolo parcare. Aici parcări. Aici e parcarea de la poliție. Aici parcări. Aici parcare de la Lidl. Plus parcare extra. Aici parcări. Aici parcări. Aici parcări. Parcări peste tot. Numai mașini peste tot. Că te neci de mașini. Aici parcări. Acolo parcări. Că au defrișat toată zona verde, tot unde puteai să stai frumos pe iarbă în oraș. Aici e parcarea de la spital, de la urgență. Aici parcări. Și este un oraș foarte mic într-o zonă foarte defavorizată. Da, vin turiștii la Straja, vin turiștii la Straja și de-aia am făcut atâtea parcări. Dar nu vin atâția turiști încât să defrișez toată verdeața. Aici parcări. Nu vin atâția încât să defrișez tot.
copaci, iarbă, ca să-ți faci tu parcări în pula mea. Acolo parcări iară. În străduța asta iară parcări. Stați că n-am terminat. Să vă arăt și de pis. Pis de resistance. Pis de resistance, mă. Stați că vă arăt imediat. Stai să ajung. Nu știu dacă pot să ajung acolo, că s-ar putea să fie drumul un lucru. Parcări peste tot, mașini peste tot. Nu înțeleg de ce avem nevoie de atâtea mașini. Doamne ferească-mă sfântul. Luați-vă o bicicletă, luați-vă un scooter, o motocicletă. Uite și aici, astea nici nu le-am văzut, parcări și aici. Astea de, vi le-am zis până acum, nu erau. Deci nu erau. Nu existau pe vremea mea, când eram eu mic. Și nu existau nici acum. Uite și aici, numai parcări. Nu existau nici acum 5 ani, cred. Și astea doar în orașul ăsta. Și da, e straja. Dar stați că vă arăt ce s-a întâmplat și pentru straja, pentru turism. Pentru turism, bă, băiatule, că trebuie să vină turistul cu coșciugul metalic la munte. Trebuie să vină turistul cu coșciugul la munte. Nu poți să vină așa, Doamne ferește, să vină cu trenul. Ma, numai când zic tren, sperii jumătate de Românie. Numai când pronunț cuvântul autobuz, 80% dintre români se ascund sub plapuma din pat. Incredibil cu aia câte mașini există în orașul ăsta. Într-un oraș foarte mic. Dar așa că încă n-am terminat. Aici parcări. Aici v-am zis, parcarea de la side trading, nu știu ce căcat este. Acolo parcări și uitați-vă pe străduță câte mașini sunt. Sunt mai multe mașini decât oameni care stau în orașul ăsta, mă jur. Parcări peste tot. Și mașini lăsate peste tot. Uite, parcări și aici. A, vedeți garajele astea? Vreți să vă zic un secret? Știți viceprimarul câte mașini are? El și toată familia lui? 5 mașini cu aia. 5 mașini are viceprimarul. Dacă nu, cumva are mai multe. Știu că are 5 garaje, s-ar putea să aibă mai multe 5 mașini. Are 2 vile și 5 garaje. Deci, ca idee. Are și bunicul și bunica și nepoata, nepotul, fiica, fiul, toți au câte o mașină. Că ce pula mea. Hai să ne îngropăm în mașini. Stați că n-am terminat, încă nu v-am arătat pis de resistance. Dacă orășelul ăsta, să vă faceți o idee așa, că poate, probabil deja știți că, bă, e super aglomerat Bucureștiul, inundat de mașini. Până și orășelul ăsta, orășel mic, e inundat de mașini. E sufocat de mașini. Stați așa, stați că încă n-am ajuns. Mai am puțin. Vă duc într-o zonă de agrement. O zonă de agrement unde eu, în tinerețe, cu prietenii, veneam, stăteam frumos pe iarbă, aer curat, făceam un grătar, băteam o minge, stăteam la bronzat și nu doar noi. Erau foarte mulți oameni, veneau în zona asta de agrement tocmai ca să facă asta, să vină, veneau la plajă. Zona de agrement, da? Zona de agrement care nu deservește decât să iei telegondola până în straja, în stațiunea turistică. Doar atât deservește și mai e un restaurant și mai știu eu ce pe acolo și o cabană, două, trei. Pentru că vin turiștii, vin turiștii cu bănetul. Ia să vă arăt pis de resistență, ia, sunteți pregătiți? Ia uite-vă, băiatule. Ia uite-vă, băiatule, câta parcarea. Și aici, și aici. Să nu. Uite câta parcarea cu aia. Care 80% din an stă goală. Goală. Nici iarna nu se umple parcarea asta. Și vedeți cum defrișează băieții. Și acolo, acolo în spate,
acolo e altă minunăție care nu știu cine a gândit-o. Vă întreb eu așa, ce credeți că e acolo? În clădirea aia de acolo din față, ce credeți că e acolo? Așa, pe voi. Bazin olimpic, coaie. Bazin olimpic, că eu vin la munte să înot. Eu vin la munte să înot. Toată zona asta de aici era o pădurice extrem de frumoasă. Toată zona asta de aici. Inclusiv giganta asta de parcare, minunăția asta, băgăm și pula în el beton. Aici era pădurice frumos, iarbă, frumos, veneai cu mașina sau cu ce vrei tu și cu bicicleta, cu... veneai pe jos, noi veneam pe jos. Și stăteam aici la grătar frumos, la plajă, acum nu mai ai unde să stai. Nu mai ai unde să stai la plajă aici, vara, pentru locatari, să zici că nu vin turiști. Ia uite, o mâncava și pula voastră. Asta e parcarea care 80%, dacă nu 90% din an, stă goală. Goală. N-am văzut-o în viața mea plină. Stau aici de un an. N-am văzut-o niciodată plină. Și toate astea ca să vină turiștii. Da, e o zonă defavorizată, unde merge doar turismul deocamdată. Să nu mai zic de drumul ăsta de Doamne ferește. Nu mă mai bag până încolo, dar acolo în spate iar au defrișat ca să facă o cabană, că nu erau destule. Într-adevăr vin mulți turiști iarna aici. Dar coaie, v-ați bătut pula de localnici, ceva incredibil. Nu înțeleg de ce aveți nevoie de atâtea mașini. Mașini peste tot, coaie. Vi la munte coșciugul de fier. Pișamaș pe el coșciug, zici că te îngroapă cu el. Măcar de te îngropa cu el, avea un uz mai bun, că te îngropa în pula mea cu coșciugul tău de fier, de tablă. Nu poftim, efectul mașinilor asupra unui oraș mic. Și nu cred că o să se oprească aici, sunt 100% sigur că nu o să se oprească aici. O să mai defrișeze. Nu asta e soluția. Groapa de gunoi a Europei. Cum vine vorba de mașini. Toate mașinile astea, fute mași pe ele astea, de zvai morților, ajung la noi. De ce? Că sunt mai ieftine. Le iau toți samsarii, le iau la mâna a doua și le vând aici. Să facă și ei un ban cinstit. Și să ne îngroape pe noi în metal. Să nu mai vorbim de București. În București e Doamne ferește. Dar și aici, ați văzut și voi, e plin de mașini. Am impresia, uite, și în curțile oamenilor sunt câte 3 mașini. Am impresia că sunt mai multe mașini decât oameni care locuiesc aici. Efectiv. Și ăsta e doar Lupeniu. Ăsta e doar Lupeniu. Sunt 100% sigur că... Ia uite, no free rides, gas or ass. Bravo. Sunt sigur că s-au făcut astfel de proiecte de a defrișa tot ce prinzi, tot ce vezi verde, defrișezi și faci parcare. Sunt sigur că s-a făcut asta și prin orașele de pe lângă, gen Vulcan, Petroșani, Uricani. Pentru că vine turistul bucureștean, mă, vine melteanul. Vine melteanul la straja și trebuie să vină coșciugul în pula mea. Trebuie să vină coșciugul. O să-i ducă până pe pârtie cu coșciugul. Dacă ar avea voie să dea cu mașina pe pârtie, s-ar da cu mașina pe pârtie, mă, să mor eu dacă nu. Pune niște schiuri la Dacia aia. Pune niște schiuri la Volkswagen-ul ăla din 2005. Și dă-te cu el pe pistă, doamne, dă-te cu el pe pârtie cu aici, te mai dai jos din mașină, să-ți pui tu schiurile în picioare sau placa, nu cu aia, fac direct cu mașina.
Direct cu mașina, te dai pe pârtie, după aia ajungi, te bagi în restaurant. Dacă se poate, la fel ca la Mac, bam, te bagi în restaurant cu mașina și mănânci în mașină, mă, ce să-ți mai dau eu, masă, scaun, să stai, să aștepți mâncarea, să te-o servească un ospătar frumos, așa, ca la carte, relaxant, nu cu aia, direct roboți. Roboți vin și îți aduc mâncarea la mașină, că ce rost are. Am observat oricum problema asta cu mașinile și că sunt foarte fucking multe de când stăteam în București. Dar de când stau aici e mult mai evident cu aia, că am copilărit în orașul ăsta, era foarte frumos înainte. Liniște, că nu erau așa multe mașini. Cum de când s-a dat dezlegare la mașini din înmatriculate în Bulgaria pe 5 lei și copilul nenăscut are o mașină pregătită. Fiul meu trebuie să aibă o mașină. Trebuie să aibă o mașină de când iese de la măsa din... Că nu se poate altcumva. Trebuie să aibă... Bă, trebuie să aibă mașină fiul meu. Cum adică? Iese așa fără mașină? Doamne fere, nu-l mai înfășați la mea în prosoape sau în ce înfășați voi. Luați o mașină, mini mașină și băgați-l în mașină direct. De la 0 ani direct în mașină. Să știe că așa e pe bogăție când ai mașină. Și dacă se poate să ai și mai multe, mai mult de o mașină. Să ai 50. Nu mai pot. Și în zona asta de căcat se fac traffic jam-uri. Că îmi scapă cuvântul român. Gen pe porțiunea asta Orican Petroșan se fac dimineața traffic jam-uri. De ce? Pentru că sunt 11.000 de mașini. Sunt 11.000 de mașini și oamenii merg la muncă dimineața. Doamne ferește cu aia. De ce avem nevoie de atâtea mașini? Eu n-am permis de bea. Mă tot bate la cap și taică meu. Bă, ia-ți beul, ia-ți fări, dă-i de bea. Dă-i de bea să iei mașina mea, că și el are mașină. El măcar are o mașină, atât. N-a avut niciodată mai mult. Nu, dar mă tot bate la cap, bă, dă-i de bea ca să conduci mașina mea, că eu nu o să mai conduc la un moment dat și îți rămâne ție. Zic, bă, nu am nevoie de ea. Nu am nevoie de mașină, chiar nu am nevoie. Nici în București nu am simțit nevoia vreodată, mai ales în București, să simt nevoia vreodată că am nevoie de mașină. Nu. Am mers cu metrou peste tot pe unde am avut treabă, metrou, tati. Metrou frumos, relaxat. Casca în ureche, muzica în ureche, sau mă uitam la ceva pe YouTube în timp ce mergeam cu metrou, frumos, fără griji. Dar nu, toți trebuie să avem câte o mașină, că nu se poate altcumva. Dacă n-aveam metrou unde aveam eu treabă, ori mergeam pe jos, dacă era cât de cât aproape, ori mergeam pe jos, ori luam un Uber, sau luam RATB-ul, sau STB, cum pula mea se numește, STB, da, se numește STB, se numea RATB înainte, parcă. Dar și zona asta e inundată, sufocată de mașini, mi se pare incredibil unde am ajuns. Să nu mai zic și de mașini abandonate, sunt o grămadă de mașini abandonate pe străzi. Stau acolo și ruginesc. Nu există, mă, să mergi undeva în țara asta, orice drum te duce, imposibil să nu vezi o mașină. Cum am zis, asta doar în Lupeni, unde m-am născut eu și am copilărit. Uite și ce câte mașini sunt. Oamenii vin la muncă, uite și câte mașini sunt. Dar nu așa, frate, nu așa. Nu defrișezi tot ce înseamnă verde să faci parcări. Să faci parcări și bazin olimpic, băgam eu și picioarele în el, bazin olimpic, că lumea vine la munte, se dă cu schiul și direct de sus, din straja, se dă pe pârtie și se aruncă direct în bazin, în pula mea, că aia vrea turistul. Aia vrea turistul, după ce s-a dat pe schiuri frumos așa, parcă ar merge un not, parcă ar merge să mă bălăcesc. Să mă bag în apă. Doamne ferești, bani dați degeaba, bani dați degeaba. Clasica vorbă, să mai spele și ei niște bani. Nu știu dacă e adevărat sau nu, abar n-am. Dar așa pare. Și ați văzut și
dit ai parcarea aia de neam prost acolo, care v-am zis, e goală 80, dacă nu 90% din an. E o perioadă foarte mică în care vin turiștii în strajă. Și asta dacă ninge. Dacă ninge, dacă nu ninge, la revedere turiști. E decembrie, ianuarie, poate și ianuarie, și 10% șanse și poate și februarie. 3 luni din an în care să zici că vin foarte mulți turiști. Asta dacă ninge. După aia restul anului, beton. Locatarii au unde să ducă să stea la plajă, pula, nu mai au. Aia era zona în care tot locatarii din Lupeni mergeau la un grătar frumos, pe iarbă verde, la pădurice aia de acolo, la râu de acolo, pe râu ăla, aer curat, liniște. Acum locatarii unde să se ducă? Că nu mai au un. Mai e o zonă foarte, foarte mică, foarte mică, unde poți să stai, să faci un grătar, să stai pe pături. Dar în rest, betoane. Betoane, frate, betoane peste tot. Că aia are nevoie omul. Beton. Păi stă pe beton. Pe timpul verii, locatarul se duce, își întinde o pătură pe un loc de parcare și stă la plajă acolo. Pe beton. Băi, e de râsul plânsul, nu știu cum să vă zic. M-am enervat și eu când am văzut câte mașini sunt. Nu că mă deranjează pe mine când ies eu cu motorul, că cine știe cine sunt eu. Nu, frate, e deranjant vizual. E deranjant vizual să vezi numai coșciuge metalice oriunde te uiți. Nu-i destul că avem betoane gri. Mai trebuie să văd și sorcove de mașini în pula mea peste tot. Care scot, zici că fac foc în mașini. Pe lângă ce am zis acum, poluează foarte mult. Mașinile poluează foarte mult. Și la munte, ci că să inspir aer curat, nu poți. Uite-te ce în față, șirul de mașini. Noxe, așa. Noxe, numai noxe. Din nou revin, unde să se ducă locatarul să facă un grătar și el frumos? N-are unde, ce dracu, te duci în pădure. Că, na, mai sunt locuri, dar sunt mai periculoase, că e fucking munte. Sunt animale sălbatici pe aici, sunt urși, lupi, porci mistreți. La mea, nu poți să te duci. Te duci de capul tău într-o pădure, la mea, te mănâncă lupul. Au gândit totul în jurul turistului și în jurul mașinii, ceea ce nu e ok. Înțeleg că din turism îți faci bani, dar locatarii... Și ți-au făcut coaie locatarii ca să îți bați pula de ea în halul ăsta, încât să razi tot, să faci parcări. Îmi zice, bă, dar le folosesc parcările alea și ei, și locatarii. Dă-le în pula mea de parcări. Dă-le dracu de mașini. Doamne ferește. Ați avut și un mini rant sau un rant, nu știu, spuneți cum vreți voi, despre mașini și părerea mea despre mașini, vă gamieș. Sunt sigur că o să fie unii care o să zică, bă, dar ce te-ai trezit tu să vorbești despre mașini, să spui tu că n-are voie lumea să-și cumpere mașini. Pa, cu aia ai voie să-ți cumpere mașini. Nu ți-a zis nimeni să nu-ți cumpere mașini. E vina statului, nu e vina ta. Dacă statul îți permite să iei 10 mașini pe numele tău, cu toate că n-ai unde să le ții. Atenție, ții 10 mașini, dar nu ai unde să le ții. Le parchezi pe domeniul public. Poate ai 2 garaje. Ai 5, ca viceprimarul din Lupeni, ai 5 garaje. Dar tu ai 10 mașini, 5 le ții în garaj, 10 le ții pe domeniul public. Că da, ai tu nevoie de 10 mașini. Îți trebuie în pula mea o flotă de mașini cu care să meargă cățelul, purțelul, bunica, vărul, fiica, fiul. Sunt sigur că o să apară tot felul de comentarii.
le mai suport, nu. Nu mai suport mașinile. Să apară și zilea, săracule, că n-ai permis de bei. N-ai permis de bei, săracule. Săracule, n-ai permis de bei, nu-ți permit o mașină. De aia comentez că ți-e ciudă. Da, cu aia, mi-e ciudă. Da, de aia comentez că mi-e ciudă că n-am mașină. Fiert. Hai că mă doare și gâtul. Sunt fiert că n-am mașină, de-aia trebuie să dau cu ură. Dau cu ură către ăștia care au mașini. Știi, că așa mă simt eu bine. Doamne ferește. Da, fix ăla e motivul. Dacă atâta te duce capul, atâta poți. Hai că am rentuit destul despre mașini. Să vă fie ziua bună, plină de mașini. E imposibil. Îmi pare rău, dar e imposibil. Imposibil. Când te duci la cafeluță frumos, mai inhalezi și o tonă de noxe, că așa intră mai bine cafeaua. Intră mai bine cafeaua, la fel ca țigara, știi? La nefumători sunt noxe. La fumători sunt noxe și țigări. Și nicotină, că să fie dublu impact. Doamne ferește, bine, pa!